Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Invitații ediției de astăzi sunt Vasile Tarlev, ex-prim-ministru. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și Adrian Lebedinski, deputat PSRM. Bună seara! Bine v-am găsit! Doamnelor și domnilor, pentru astăzi ne-am propus să discutăm despre starea social-politică din țară, cu atât mai mult cu cât la 13 decembrie va avea loc cel de-al doilea tur de alegeri prezidențiale. În acest context ne-am propus să discutăm despre vectorul politic care urmează să-l îmbrățișeze Republica Moldova, despre corectitudinea alegerilor și tot ce ține de acest exercițiu democratic. Domnule Tarlev, pentru început vreau să vă întreb pe dumneavoastră. În această campanie electorală foarte mult s-a vorbit despre faptul că ele, de fapt, aceste alegeri sunt geopolitice și în același timp sunt anti-oligarhice. Care este viziunea dumneavoastră raportată la aceste afirmații? În primul rând vreau ca să felicit cetățenii Republicii Moldova cu obținerea acestei prime victorii, alegerile președintelui direct de către cetățeni. Consider că aceasta este o victorie. Doi, evident că este important ca oamenii să meargă la alegeri pentru a-și vota la direct președintele țării. Și trei, sau următorul factor, moment sau factor, ce ține de alegerea vectorului geopolitic. Eu, în principiu, sunt pentru a alege un președinte a țării direct de cetățeni și nu pe caracteristica geopolitică, să nu fie pro-american, pro-român, pro-ucrainean, pro-rus, a fi pro-moldovenesc, pro-moldovan. Că nu întrebești în opinia mea un președinte care la baza activității sale el va avea poziții clare. Independența Republicii Moldova, statalitatea țării, integritatea teritorială și bunăstarea populației. Ce ține, el trebuie să fie un președinte al poporului moldovenesc, pentru țară, pentru neam. Ce ține de factori externi politici, evident că președintele țării este necesar să promoveze politica externă a statului, deoarece conform Constituției, politica externă a statului depinde în cel mai mare măsură de către președintele țării, el ne reprezintă în primul rând, este important să prietenim cu acele țări unde avem interesul național. Acolo este astăzi istoric, duhovnicesc, este important economic și nu numai este interesul nostru în Federația Rusă, noi suntem obligați să restabilim relațiile, să prietenim, să colaborăm. Avem un al doilea vecin, să zicem, Ucraina sau Uniunea Europeană, prin intermediul, să zicem, nemijlocit la hotar cu România. Avem interes, avem liberă circulație a cetățenilor țării noastre sau alte interese ține de interesul național. Este important ca președintele țării să elaboreze mecanisme clare în susținerea relațiilor bilaterale. Sau acolo trebuie să fim unde avem interes, deoarece eu de mai multe ori am spus și astăzi vreau să o confirm. Vă rog. Țările mari fac politică mare, dar țările nu prea mari sau mici, așa ca Moldova, este necesar să facă o politică deșteaptă, corectă, pentru țară, pentru popor. Moldova, având o așezare geografică între est și vest și o țară cu un teritoriu nu atât de mare, totodată producerea Moldovii sau sectorul de producere a economiei țării este minimum 80% orientată la export. Este important ca noi să creăm condiții bune de activitatea sectorului real al economiei, de crearea locurilor de muncă și multe altele lucruri, inclusiv stabilitate, atractivitate fiscală, pentru a atrage investiții în țară, de a redeschide întreprinderi, de a construi fabrici, de a deschide locuri de muncă bine plătite și promovarea exportului produselor din Moldova. Atunci va fi bunăstare și dezvoltare. Dar în alt mod n-are rost să alegem un președinte care va fi o păpușă manipulată din exterior a unor grupări criminale sau oligarhi destructivi, să mă știu în altă. Aici vreau să ajung. Domnule Lebedinski, cum priviți această afirmație, alegeri anti-oligarhice? Se atinge scopul pe care ne-l propunem? Dacă în primul tur noi puteam spune această întrebare, într-al doilea tur, eu cred că noi am ajuns în situația când suntem sau noi alegem un președinte care este pro-Moldova și care va dezvolta mai departe relațiile bune cu toate statele, cu toți partenerii noștri, sau suntem în situația când vom alege o persoană care va executa ordinele venite din țările Uniunii Europene sau din Washington și vom fi nevoiți să fim vasalii lor.
Domnule Medici, noi de acum vorbește avem... despre faptul că președintele până la urmă are împuterniciri limitate. Este așa sau nu? Haideți să deschidem poate un pic parantezele aici, după aceea vom asculta și punctul de vedere a domnului Tarle. Din punct de vedere legal, președintele are multe împuterniciri. Și trebuie să nu uităm că el este persoana care reprezintă statul. În primul rând, relațiile externe și interstatale. Mai mult ca atât, el, în cazul prezenței dumnealui la guvern, la ședințele guvernului, el prezidează ședința. La ședințele Parlamentului, orice prezența lui nu poate să închidă nimeni în gură și el are dreptul să expună părere. El are dreptul de inițiative legislative. El este persoana care întărește în funcție judecătorii. Potrivit modificărilor care au fost făcute la lege cu privire la procuratură, este și, cred că, eventuală modificare a Constituției, el este persoana care înaintează candidatura procurorului general. El este persoana care în Republica Moldova depinde dacă e o persoană care are verticalitate și vrea să aducă o plus valoare întregului stat, el este persoana care este în stare să o facă. Luăm exemplu. A fost președinte Voronin, este președinte acum domnul Timofti. Diferența e foarte mare. Unul care avea, cu aceleași împuterniciri, avea o poziție și a reușit să conducă întregul stat timp de 8 ani de zile și cred că nimeni nu ieșea din cuvântul lui, și este altul care este condus de către asistență și de către altcineva, care nu poate să-și expună părerea. Domnule Tarle, dumneavoastră fiind cel care ați condus până la urmă acest guvern, care sunt împuternicerile reale a președintelui? Pentru că, de ce vă acord această întrebare, se creează impresia uneori cu atât mai mult raportat la concetățenii noștri care ar aștepta aceste schimbări peste noapte. Este așa? Ele sunt într-o oarecare măsură fundamentate pe ceva real? Înainte de a răspunde la întrebarea dumneavoastră, direct doar o replică ce a spus domnul Libedinski, ce ține de președinția domnului Voronin, că chipurile nimeni nu ieșa din cuvânt. Nu e așa. S-a făcut o impresie la cineva la televizor sau cineva a dorit să o promoveze. Vreau să vă aduc, stimați telespectatori și dumneavoastră, stimați colegi, un mesaj care poate nu știți, dar vă spun clar din surse, teme din credere. Vă rog. Nu înseamnă că toți cei care lucrau pe acel timp, practic, îndeplineau în tocmai, fără nicio remarcă, indicație de președintele. Nu. Cu ușile închise, la ședință, la acțiunile unde noi participam și eu ca primul ministru, noi dacă aveam argumente care nu erau în favoarea voinței sau propunii președintele, la noi săreau scânteii. Dar noi... Și eu pentru mine am ales o decizie de a nu ieși de a face la televizor populism. Sau mi-o bate cu pieptul, cu pumnul în piept, cu picioarele în ușă, ieșit la microfon, mie, cât nu știu ce acolo. Nu. Noi lucram în echipă. Președintele avea poziția prezidențială și noi aveam guvernul și toate, dar lucram în echipă. Ceea ce se petrece în ultimii 7 ani de zile, că nu știi care e mai mare, care e mai tare, care nu știu ce acolo ea și aduce la sărăcia poporului, asta este o răspuns la întrebările cetățenilor, care eu încă spuneam în 2009 în adresa alegătorilor noștri la alegerile parlamentare, oameni buni, alegeți cu mintea și nu cu macaroane și nu cu altceva. Dar au ales chipurile democrației, s-au saturat nu știu de cine, la ce am ajuns. Acum ce ține din puternicirile președintelui? Președintele țării, conform Constituției, este garant al Constituției. Și când aud cineva din politicieni că spun că noi vom vota un președinte care a doua zi el va face nu știu ce, asta e deja un președinte care încalcă Constituția. Deci nouă întreb în țară un președinte care el va garanta Constituția, dacă și nu-i de acord cu un aspect sau altul, este necesar de a face modificări în mod democratic, civilizat, constituțional, conform drepturilor internaționale sau prin referendum, sau prin majoritatea constituțională parlamentară, dar nu printr-o decizie de constatare a câțiva membri sau câțiva cetățeni, nu înțeles a cui țări mai mare, sunt membri a curții constituționale și decid ce mai presus, o declarație sau Constituția. Deci aia nouă întreb un președinte care va asigura, va fi garant al Constituției Republicii Moldova. Doi, va avea verticalitate. Eu sunt de acord ce a spus domnul Libedinski, că și președintele Voronin a avut aceleași împuternicieri constituționale și președintele Timofti.
Dar diferența între președintele Voronin și președintele Moftea, asta este cerul și pământul. Deci este important să avem un președinte patriot, bine pregătit, cu verticalitate și dorința de a face un lucru bun. Da, Timoftea are un argument să admitem din punctul lui de vedere, că e ales de o grupă în Parlament și nu de popor. Dar asta nu le eliberează, sigur, nu le eliberează de la responsabilitate și, nu știu, eu, de exemplu, sincer să vă spun, împărtășesc poziția multor cetățeni că e o rușine așa să te comporți, să te joci cu țara în bunghi. Deci aia, în opinia mea, clar că președintele țării poate avea mai mult timp puternicere. Putem face o țară, să zicem, în mod ideal pentru mine. Adică eu, dacă m-a întrebat cineva, eu aș propune în mod ideal. Uitați-vă, alegem acum președinte, da, care atâta bătălie, atâtea vorbe. Pe cine îl alegem? Pe unul sau pe altul? Ei vin cu programe economice, cu declarații, cu convingerea cetățenilor, ca până la urmă să devină președinte și cineva să-i joacă festa că el nu are dreptul sau nu știu ce. Ideal pentru Moldova, o țară nu atât de mare, a fi ca președintele statului, ales fiind de popor direct, devenind el președintele statului, el să fie și șeful executivului. Corect. Pentru ce îmi trebuie prim-ministru? Pentru ce trebuie guvern? Ca mai președintele, când îi place, zic că el e patronajul lui sau inițiativa lui, dar când lui nu-i place, dă pe prim-ministru când nu-l ascultă sau nu știu cine acolo. Ca și cum s-a întâmplat cu domnul Filat. Chipurile, el a fost, dar unde a fost președintele statului? Primul ministru are dreptul de inițiativ legislative, așa cum are președintele statului. Dar prim-ministru are împutericiri mai puține ca președintele statului, din punct de vedere că președintele statului este comandantul suprem a forțelor armate. El are Consiliul Suprem a Securității. El numea șeful securității, el numea procurorul general. El are multe capacități și împuterniciri. Totodată președintele țării, în afară de inițiativă legislativă, care are guvernul cu prim-ministru în frunte, el trebuie să promulge legea. Nepromulgând președintele legea, ea nu intră în vigoare, este întoarsă în discuții. Deci aia, președintele statului moldovenesc, la momentul actual, deși până acum, el era ales de către deputați, el avea împuterniciri enorme, inclusiv promulgarea, desființarea, alegerea anticipată și așa mai departe. Știi cum să le folosești. Da. E drept, aici un lucru trebuie dimensionat. Că în ultimul timp, în ultimul jumătate de an sau un an de zile, s-au făcut unele acțiuni din partea guvernării sau din partea parlamentară, majoritară, sau nu știu de cine, Curtea Constituțională, ar argumentea cuiva, unde au încercat să-i marginalizeze în puternicirile președintelui. Chipurile nu are dreptul să înainteze prim-ministru, nu are dreptul nu știu cine. Astea sunt niște restricții nedemocratice, nu respectă voința poporului. Probabil că au simțit că va veni alegerile prezidențiale și ei nu vor câștiga alegerile. Dar la aceste lucruri se poate întors. Dar chiar și dacă cu aceste restricții care le-a făcut Curtea Constituțională, președintele Moldovei are împuterniciri enorme. Eu clar că am opinia mea, am viziunile mele, eu am fost la vot și voi fi la vot. Dacă vă interesează, voi spune și astăzi pentru cine voi vota, și o îndemna și cetățenii să mă asculte sau să mă urmeze, însă consider că dacă va fi nevoie de un sfat viitorul președinte, eu neapărat voi înainta câteva propuneri, inclusiv reforma aceasta a puterilor în stat. Fiindcă, în opinia mea, încă o dată repet, primul ministru ales de către parlamentari, care legal niciun deputat la direct nu răspunde de nimic. Practic este o virigă sau o personalitate, o persoană care în multe momente ea practic îl înlătură sau îl umbrește sau îl apără președinte și nu se obține rezultatele necesare. Domnule Lebedinsche, odată cu retragerea din cursa electorală a candidatului PD, spuneți-ne, vă rog, această stare de lucruri de pe arena politică a devenit mai limpide? De ce întreb lucrul ăsta? Pentru că unii analiști politici interziceau până la urmă o aritmetică simplă.
a electoratului PD, de exemplu a electoratului Maiei Sandu și așa mai departe. Pentru ca într-al doilea tur de scrutin să avem acești doi lideri. În primul rând, chiar din primul tur era clar că era incert atunci când Andrei Năstase și-a retras candidatura. Atunci, da, eu nu eram convins cine, sau Maia Sandu sau Andrei Năstase va trece în tur 2. Evident că Marian Lupu nu vei trece în tur 2 și aceasta a fost o manevră făcută, eu cred că depinde foarte de ce deștept. Când, nu, vă dați bine seama, un partid care de fapt controlează 60 de deputați din Parlament și să aibă candidatul lor să aibă la legi parlamentare 5, 4, 5, 6%. Vă dați bine seama care avea să fie efectul în general, dar așa ei au ieșit demni, ei au cedat tot Maia Sandu și corect că nu puteau să aibă altă soluție de a ieși cu cumva cu față curată din această cursă electorală, dar dacă era Andrei Năstase, decizia lui nu pot înțelege până la urmă. Cine la care a fost imboltul, că l-a adus. Eu, ca fost angajat a poliției, eu îmi dau seama cum se face și cum putea să fie soluționat. Care au fost pârghiile. Da, cum l-au influențat pe el. Dar cum a fost într-adevăr, chiar mi-ar fi interesant dacă el ar putea să iasă cândva cu o declarație. Cred că acum îi pare lui foarte rău că a făcut acest pas și a fost nevoit să-l facă. Domnule Bedin, unde vreau să ajung, mă scuzați că vă întrerup. Spuneți-ne, vă rog, pe noi, în calitate de concetățeni, ne interesează aceste alegeri. Au fost și cel de-al doilea tur se vor desfășura în limita sau în parametrii legali, nu vor fi fraudați. De ce întreb lucrul ăsta? Pentru că auzisem chiar zilele astea diferite zvonuri, PD-ul controlând de fapt la nivel teritorial ar putea influența oarecum votul. Noi acum ne întâlnim în teritoriu foarte des cu asemenea probleme, că funcționarii, adică administrația, și nu doar publicul local, chiar dacă venim la televiziune, am primit un mesaj că Ministerul Educației solicită de la instituțiile de învățământ lista studenților, locul unde vor vota și numărul lor de telefon. Cu ce ocazie? Nu este clar. Nu, evident, noi ne clarificăm, acum acest mesaj l-am transmis mai departe să fie verificat totuși în ce bază, dar acestea sunt unele pârghii. Noi auzim foarte des administrația publică locală, noi ne-am întâlnit chiar la alegeri cu Red Sectorul Centru și a Chișinăului și ne-am întâlnit foarte des că reprezentanții administrației publică locală, anume APL-ului, de la, nu, evident, de la administrația Chișinăului, foarte grosolan se comportă cu atât cu ceilalți membri a biroului electoral, cât și cu observatorii, reprezentanții. Sunt unele informații, precum că într-adevăr careva momente, dar în Chișinău noi am reușit să combatem practic, cred că la 99% toate fraudările. Nu cred că le va reuși. În raioane mult depinde de prezența oamenilor la vot. Mult depinde de ce e, cât de activi vor fi oamenii. Dacă noi le permitem să fraudeze, ei o să fraudeze, evident. Dacă noi o să fim... De ce totuși tinerii s-au prezentat în număr atât de mic? Asta este... Mereu așa a fost. Tineretul, majoritatea populației s-a plecat după hotare. Din informațiile din luna februarie, care am primit-o de la Poliția de Frontieră, 780.000 de moldoveni au plecat din Republica Moldova și înapoi n-au revenit. Mai mult de 5 ani de zile. Care, dintre care 100.000 sunt copii. Și, respectiv, anume, asta e și situația. Mulți, într-adevăr, boicotează. O parte din tinerii care n-au susținut bacalaureatul și tot datorită reformelor care au fost instituite de către doamna Sandu, sunt plecați acum după hotare să-și facă o cată de pâine ca să-și poată întreține familia. De cum sunt copii, 18, 19, 20 de ani. Sunt persoane mature. Dar cu păreri rău pus în situația că nu își pot continua mai departe studiile și sunt nevoiți să pleci să lucrezi la negru. Domnule Tarlev, 3.200.000 de alegători în Republica Moldova. Cum vi se pare această cifră? Nu, din punct de vedere patriotic, ca cetățean a țării, sincer, îmi doresc ca situația demografică să fie pozitivă, la un asemenea nivel, da? Să fie și mai mare de acest nivel.
Însă, luând în considerație ce s-a petrecut în societate în ultimii ani de zile, unde mortalitatea este mult mai mare decât natalitatea și includerea a așa un număr mare de 3.200.000 sau să vorbeam și mai mult în buletine de vot este exagerată. Eu am fost recent chiar în autonomia găgăuză și vorbind cu persoanele, cu primarii din multe localități, de ce doar în Găgăuzea în special, caracteristica era că ieșeau masiv la vot. 80, 90, 95%. De ce acum practică e mică? Și mi-a spus clar, domnul Tarlev, în listele electorale au fost introduse persoane exagerat de mult, care în realitate nu este real. De aceea numărul cine major... Cine nu și-a făcut tema pentru acasă? Ce cu cine? Administrația în primul publică rând locală? S-a făcut, în primul rând nu s-a făcut, n-a făcut organele centrale. Vorbesc în persoana guvernului, nu și-a făcut guvernul tema pe acasă, nu și-a făcut parlamentul tema pe acasă, nu s-a făcut organele de drept, dacă vorbim la general. De ce? Cunoaștem că periodic Moldova este obligată de a-și petrece recensământul în țară. Falsificarea datelor statistice este una din cea mai mare sau una din marile greșeli sau încălcări. Conform datelor statistice, se planifică tot ceilalți și bani și multe alte lucruri. Moldova a alocat, parlamentul, guvernul a alocat bani din bugetul de stat, banii cetățenilor, inclusiv și noi cu dumneavoastră am plătit impozite, milioane. Au format comisii, au folosit milioane, 2 sau 3 ani în urmă, 2014-2015, de a face recensământul, banii au valorificat, i-au furat, dar datele recensământului nu este. Deci astăzi prompt, ca să nu pătrundem în esență că n-a făcut departamentul de statistică, nu știu, el este o instituție subordonată guvernului, nu și-a făcut altcineva sau comisia cei de stat, în primul rând și-a făcut guvernul tema de acasă, care era responsabil de a petrece recensământul și a introduce toate cifrele corecte, inclusiv și persoanele în listele de vot. Și doi, nu și-a făcut de acasă, tema de acasă nici președintele țării și nici parlamentul, care guvernul urma să-și dea dare de seamă în parlament și chiar și președintele țării de a cere socoteală. Deci aici s-a făcut deja o fraudă. Sau special, în primul rând că banii au fost furați, clar. Într-a doilea rând, ca cei care făceau recensământul, n-au fost acasă la mii de persoane. Nici, nu numai la o casă sau două, dar străzi întregi, cartiere întregi, care marea majoritate spune, bine, hai, noi trăim într-o vecinătate, de exemplu. Da. La dumnealui a fost, la mine n-a fost. La mata a fost sau n-a fost, dar la unul a fost. Dar acum n-a fost la nimeni. Nu poate fi. Că din start s-a văzut că acolo merge spalarea de bani, minciuna, ca mai apoi să ducă la aceste fraude, inclusiv la alegeri. Introducerea exagerată a numărului delegători, aici creează posibilități. Una, celor care sunt nimijlocit la momentul de a calcula voturile, de a face, să zicem, fraude și totodată, fiind exagerat, dacă într-un sat sunt 1.000 de cetățeni cu dreptul de vot real, dar el a introdus 2.000, clar că el arată că a participat la vot nu 100% sau nu 90, dar a participat 30. Apropo, ce ține de pragul electoral? Da. Într-o societate democratică, eu am călătorit și am făcut cunoștință cu multe țări a lumii, dezvoltate, mai puțin dezvoltate, în principiu pragul electoral este deprisos. Să anunță alegerile locale, prezidențiale sau parlamentare, în adresa tuturor cetățenilor țării. Actorii ce merg la alegeri îi trebuie să convingă oamenii. Și oamenii trebuie să fie convinși, trebuie să aibă dorința să iasă la vot. Nu a ieșit omul la vot, care e problemă? Eu consider că pragul electoral minimal în Moldova, în Deopște, trebuie să fie anulat și atunci când dacă oamenii au interes, au ieșit 100%, au ales pe cine vrut, nu a ieșit, a ieșit 25 sau 15 sau 30. Care e problema? Nu este interesul cetățean. Deci noi trebuie să cheltuim banii bugetului, să facem alegeri repetate. N-aș fi de acord cu dumneavoastră. Nu, ce obțin în unele țări democratice. Putem să ajungem la situația când 1.000 de oameni aleg... Și care vină? Și a cui e vina? Detect.
Lucrează televizorul, lucrează... Și televizorul adică, va lucra în 5 ani de zile la rând și oamenii când, când o persoană da. Deține 7 televiziuni și poate să... să manipuleze. Nu, da, spunem să manipuleze. Aici este tema da. De discuție. Deci, la noi în societate, cred că e prea devreme să renunțăm la pragul electoral, dar cei ce, ce v-ați referit la 3.200.000, noi acum în campanie electorală, adică atât până la ziua primului tur, cât și în prezent, noi lucrăm intensiv cu populația. Populația vine la secțiile de votare, prezintă documente de că persoanele sunt decedate, deoarece în listă am găsit foarte multe persoane decedate și asta încă o dată denotă că administrația publică locală nu conlucrează cu, cu Ministerul Tehnologiei Informaționale. Aici baza aceasta de date a alegătorilor urmea să fie coordonată în primul rând cu baza de date a Ministerul Dezvoltării Informaționale și să fie excluse persoanele care sunt decedate. Domnule, măcar atât trebuie să eu fac. Eu doar un accent vreau să spun aici, fiind la dumneavoastră, în studio. Opinia, păreri sunt diferite. Eu vorbesc ca esență. Noi vorbim de o societate democratică, da? Și dacă s-a anunțat un scrutin electoral și la alegeri a ieșit unul și ai boicotat, n-a ieșit, doar banii statului au fost cheltuit, că a ieșit o mie, o milion sau 500.000, nu vina statului. Deci oamenii, dacă doresc, care au interes, vină și-l votează. Este vina statului. Statul este obligat să dezvolte în oameni patriotismul de și să dezvolte responsabilitate. Anume, în aceasta își constă vinovăție. Dar dacă statul este, adică conducerea, este irresponsabilă și special le aduce persoane, cetățenilor, le aduce ideea că de ei nu depinde nimic, nu ieșiți la vot, că oricum... Eu nu înțeleg poziția chiar personal cu Vladimir Nicolaici. Păi, îl respect pentru lucrul care l-a făcut 8 ani de zile, dar acum chiar nu înțeleg poziția dumneavoastră. Nu, dar de principiu, principiu, ca tare, e logic. Are dreptul, da. E logic. Și o expună, dar în cazul când Nelui, cu o experiență atât de mare și atât de bogat, să ieși să solicite de la persoanele care au încredere în cuvântul lui, și să-i duci pe ei în eroare, chiar nu este corect. Domnule, eu sunt ferm convins că el știe ce face. Eu vroiam să rămânem albi acestor alegeri și vreau, poate cineva o să zică că este o întrebare retorică, oricum eu încerc să o adresez. Este în vogă a face fotografii cu liderii europeni, mă refer aici la cazul doamnei Sandu cu doamna Merkel și cum poate fi explicat? Până la urmă, legislația nu permite acest lucru. Legislația nu permite, dar la noi știți cum, na vojne vsi sredstva hărși. Și cu părere de rău, atunci când poliția, când procuratura, când CEC-ul, când toate organele de stat o susțin pe Maia Sandu și absolut nicio reacție nu au, eu sunt ferm convins că s-a apărut acum în campanie electorală Igor Dodon cu, eu nu știu... Un anumit da, personaj. Da, să spunem, cu, nu politic, chiar să luăm un sportiv, ceva din orice stat, avea să fie ridicat întrebarea și scos din cursul electoral. Asta e sancțiunea care e prevăzută potrivit legislației. Dar iarăși spune despre faptul că sunt standarde duble, sunt aceste standarde duble, sunt promovate de către Uniunea Europeană la noi în Moldova, nu au încotro. Majoritatea populației îl susține pe Dodon. Ei acum încearcă în fel și chip să inducă în eroare populația pentru că măcar câtva să crească procentul. Nu au șansă, doar dacă populația va fi demotivată și nu se va prezenta la vot. În cazul când populația masiv o să iasă la vot, atunci șanse de fraudare nu sunt. Noi ne-am străduit, adică Partidul Socialiștilor, am organizat în fiecare secție de votare, sunt un observator, un reprezentant, un membru al comisiei, trei persoane de încredere din partea partidului care stau acolo. Și de ce solicitarea care ar fi a mea către oricare cetățean, dacă vede că reprezentanții noștri la secție de votare cumva nu își îndeplinesc obligațiunile, să le faci observații și să ne contacteze pe noi, să ne spună despre aceasta, ca să putem reacționa. Noi acum suntem pe ultima etapă, când eu nu pun vectorul geopolitic la întrebare. Noi putem întrebarea, vom fi conduși extern de către alte structuri sau vom avea noi posibilitate să ne conducem noi statul nostru? Noi suntem un stat foarte mic. Dar am avut norocul să fim independenți, să avem această luptă care au dus-o părinții noștri, care au dus bunei noștri pentru ca să fim independenți, noi am obținut-o.
Acum, uitați-vă, în toată lumea sunt regiuni care își doresc independența și nu o pot obține. Este foarte complicat. Dați noi să o păstrăm. De ce noi acum trebuie să renunțăm la asta în favoarea cuiva? Domnule Bedenschi, vreau încă un aspect să-l concretizăm, după aceea vom afla și punctul de vedere a domnului Tarlev. Într-o dezbatere la un post privat de televiziune s-a văzut clar când contracandidata domnului Dodon a refuzat ca să se salute cu acesta. Discuțiile au fost interminabile. Axat pe acest. Vorbim de o lipsă de cultură politică? Vreau să ajung 7 ani de casă lipsă. Pur și simplu. Nu poți. Păi, astăzi sunt oponenți politici. Mâine urmează să lucreze în același... Este evident că Maia Sandu, la următoarele alegeri, pragul de 6%, cred că îi trece și respectiv o să devină deputat în Parlament. Chiar este necesar și evident că Dodon, fiind președinte a Republicii Moldova, o să fie acolo. Chiar este necesar noi, într-un stat așa mic, să intrăm în conflicte. Cât e perioada electorală, foarte bine, îți expui poziția, îți expui platforma ta, ți-o aperi, dar nivelul de omenie și de relații normale interpersonale, el trebuie să rămână. Noi nu putem să fim certați cu toată lumea. Anume asta și se promovează. De ce eu sunt în echipa asta? Anume, de simplu considerent, noi nu vrem să divizăm populația. În stânga, în dreapta, sus, jos, nu știu. Noi vrem să fim o echipă, toată țara, toți împreună să alegem un vector, asta referendumul să fie. Populația să decide, uite, mergem spre calea asta. Noi trebuie să facem așa că nu o să ne fie bine să trăim. Ca moldovenii să le meargă faimă de un popor muncitor care vrea să-și facă și la ei acasă regulă. Ei nu trebuie să îmbrăcăm prin toată lumea să facă curat, la noi în Moldova să... Uitați-vă ce se face prin centrul orașului. Chiar noi nu putem să facem. Trebuie să vină companii străini să ne facă nouă reparații. Domnule Tarle, probabil ați fost întrebat și nu o singură dată la întâlnirile cu cetățenii pe care le aveți. Ne paște această problemă a migranților să vină în Republica Moldova? Da, sigur. Noi nu suntem o țară, să zicem, izolată cosmic, da, ca să nu avem contact inclusiv cu acești migranți. În primul rând, migranții care vin astăzi în Europa, cred că vă dați bine seama că ei vin nu de bunăvoie. Au venit cineva cu democrația lor de acasă, le-au distrus țara, au început războiul și oamenii pașnici undeva trebuie să plece de a-și salva familia, de a-și salva copiii. Și evident că ei pleacă în Europa. Însă, după declarațiile pe care le-am auzit eu, inclusiv a politicienilor, ne paște și pe noi, dar trebuie să fim foarte atenți. Și este anormal când cetățenii noștri din Moldova sunt dezamăgiți de unele acțiuni a puterii, create condiții anormale, ei pleacă peste hotare și aici aducem alți cetățeni care poate să destabilizeze situația, trebuie să fim foarte atenți la acest lucru. Și un moment, dacă îmi permiteți, da, apropo, la cel vorbim noi de fraudarea alegerilor. Da, vă rog, spuneți. Ideal a fi și îmi doresc și eu de a nu fi fraudă. Este necesar de a fi transparent și real ce cum este. Dar sunt trei poziții majore unde în Moldova pot fi avut, să zicem, fraude. Una este la comisii electorale centrale. Sectoriale, factorul uman, toate aceia. Dar aici, în marea majoritate, este în mâna observatorilor și altor colegi, ce a spus și domnul Lebedinski. Dar sunt posibilități. Dacă nu vorbim de acțiunile preelectorale, vorbesc din ziua de alegeri, pot fi fraudate la birourile electorale, teritoriale. Doi, la Comisia Centrală Electorală, prin acel sistem din numărarea voturilor, se introduc procese verbale așa cum sunt și iese cifra care trebuie desenată, sunt posibilități. Și a treia fraudă este în sectoarele electorale peste hotare. Peste hotare, în ambasade, în consulate și așa mai departe, că sunt mari posibilități. De aceea, eu nu sunt participant nimijlocit la campanie electorală, dar astăzi mă adresez fiind această posibilitate și prin intermediul domnului Lebedinski, care reprezintă nimijlocit partidul, și în adresa altor organe de drept și nu numai, de a avea atenție, de a se concentra la aceste trei sectoare. În ziua alegerii,
până la ziua alegerii sunt multe alte mecanisme. Domnule Tarle, pe o clipă, spuneți. Ce e legat de, într-adevăr, teritoriul Republicii Moldova, asta nu sunt multe. Dacă să luăm la toate secțiile de votare împreună... La cele sectoriale. Da, birourile electorale. Asta e vorba de în jur de 1, 2, 3, 5 voturi la fiecare secție de votare. În mediu, la să presupunem, 1000 de voturi pe toată Republica. Nu e strașnic. Într-adevăr, ceea ce e legat de Comunitatea Europeană și respectiv până Statele Unite, deoarece sunt ultimele secții de votare care se închid, acolo și apare problemă, deoarece la orele 10... 11 în Chișinău, noi de acum știm situația care este pe Republica Moldova și ceea ce a fost țările Rusia, Federația Rusă și așa mai departe până la aici, noi știm care este procentul, cecul totul știe procentul și anume acolo se activizează toate problemele. Acolo noi avem și acolo în fiecare secție de votare noi ne-am stăruit măcar o persoană, evident că e problemă, da. Și ne-am stăruit să organizăm câte o persoană să fie în fiecare secție de votare, deci dacă pe teritoriul Republicii Moldova iese masiv populația la votare, chiar și falsificările care pot fi în aceste state, pe ei nu-i salvează. Nouă ne e important populația să iasă aici la vot, pe loc. Noi să avem votul să fie de bază cel din Republica Moldova, nu, să nu ne bazăm pe diaspora. Diaspora este evident influențată prin informațiile care sunt primite de către ei. Eu pot să mai adaug ceva la acest lucru. Vă rog. Dacă luăm în considerație ceea ce avem la ziua de astăzi, turul 2, da, având doi candidați, pe de o parte Igor Dodon și pe de altă parte Maia Sandu, luând în considerație că Igor Dodon în turul 1 au sunt circa 10% mai mult decât contracandidatul său, Maia Sandu, după cifra asta sunt mai mult de 140.000 de cetățeni de voturi, este imposibil ca contracandidatul, să zicem, în cazul dat Maia Sandu, să câștige în turul 2 contracandidatul său, Igor Dodon. Nici o falsificare. Nu, în primul rând, nu este exemplu în lume unde diferența de 10%, practic, contracandidatul său poate câștiga, poate învinge în turul 2. Asta nu înseamnă că trebuie de relaxat și deja de cumpărat șampanie echipii domnul Dodon. Nu. De a se relaxa nu trebuie. Însă, chiar dacă va fi necesar o, să zicem, o falsificare masivă, aproape este imposibil ca Maia Sandu să învingă pe Igor Dodon. Domnule, doar este important echipa domnului Dodon să mobilizeze, să aducă la fața locului, nimijlocit la inima fiecărui cetățean, de a ieși la vot masiv, de a-și vota, zicem, corect, și așa mai departe. Domnule Tarle, dumneavoastră, la sigur ați examinat platformele electorale a tuturor candidaților care au participat în acest scrutin electoral. Spuneți-ne, vă rog, la capitolul economiei, pentru că de aici toți experții se pronunță, ar trebui să începem revendicările. Care vi s-a părut cel mai viabil, cel mai real, care poate fi implementat? Ca să nu pierdem timpul de ce a fost, noi trebuie să ne vedem ce este și să mergem înainte. Da. Dar dacă luăm de bază două programe, să zicem, economice electorale a acestor doi candidați, pe de o parte domnul Dodon și pe de altă parte doamna Sandu, programul preelectoral a candidatului la funcția de președinte Igor Dodon este net superior decât a doamnei Sandu. De aceea doamna Sandu ca tare, ca program este vag, este neclar. Eu așteptam sincer mai bun ceva de la ea, fiind 7 ani la guvernare, fiind membru guvernului într-atâtea guverne la rând, așteptam de la ea ceva mai mult, însă programul electoral economic a doamnei Sandu practic n-aduce răspuns la nicio întrebare. Și mai mult ca atât, din unele surse ale ele, mi-am găsit câte ceva, dar nu este nimic real. Dar fără susținerea producătorului autohton, fără crearea legilor de joc simple a sectorului economiei naționale pentru a dezvolta țara, noi nu avem perspectivă. De aceea, răspuns succint la întrebarea dumneavoastră, programele electorale economice între Dodon și Sandu, programul electoral a domnului Dodon este foarte bun, mult mai bun decât doamnei Sandu. Domnule Benescu, ați avut ceva? Da, am avut de adăugat ce legat de platforma economică. Da. Într-adevăr, toți recunosc. Mai bună platformă și mai bun specialist în economie Republica Moldova decât Dodon,
real nu există. El e unicul care a putut timp de 2 ani de zile să-și formeze o echipă care să ajungă de la partidul de la 0,3% și 0,2% la 24-25 de mandate în Parlament. Și dar ce e legat de prima întrebare care a spus domnului Tarlev cu persoanele, să spunem așa, care să vină din străinătate, noi în Parlament aveam acum proiectul de lege cu privire la cetățenie, prin care guvernul propune ca persoanele refugiați din alte state, în baza cererii, timp de jumătate de an să fie acordată cetățenie. Și așa că puneți-vă întrebare, pentru ce au venit cu astfel de proiect acum în Parlament și care sunt planurile lor? Interes. Înseamnă de acum sunt discuții că persoanele urmează să vină o parte din persoane, din cetățeni refugiați din alt stat să vină în Republica Moldova, care să, timp de jumătate de an să obțină cetățenie Republicii Moldova. Și dacă dumneavoastră a spus că sunt persoane pașnice, nu sunt pașnice. Departe nu sunt pașnice. O parte bună din ei sunt persoane care au participat la lupte nemijlocit. Și cu ce scopuri vin ei încoași și obținând cetățenie Republicii Moldova, având circulație liberă, peste câteva zile ei strezesc în Uniunea Europeană și cine vor face și teracte și așa mai departe prin toată lumea? Desigur ați fost întrebat de viitorul vector politic pe care îl va îmbrățișa domnul Dodon atunci când va ajunge președintea Republicii Moldova. Pro-Moldova. Asta e unicul vector care îl promovează domnul Dodon. El are o singură dorință ca, menținând relațiile bune, atât cu Uniunea Europeană, România, Ucraina, Statele Unite, în același timp să reabilităm, el e unica persoană acum în Republica Moldova, care e în stare fizic și real să reabiliteze relațiile cu Federația Rusă. Noi anual deci avem... Deci nu va fi simplu. Eu cred că doar din faptul că Republica Moldova va... îi va da vot de încredere domnului Dodon, noi câștigăm anual circa 2-3 miliarde de dolari, numai din faptul că noi revenim la relațiile bune cu Federația Rusă. Noi nu trebuie să pierdem nimic ce e legat de Uniunea Europeană, absolut, necătând la faptul că, potrivit ultimilor recomandări care ne dau nouă experți din Uniunea Europeană, reșind de faptul că în Moldova s-a pierdut forța calificată de muncă, noi trebuie să importăm forța de muncă. Necând la aceasta, eu cred că Igor Dodon este în stare să rezolve această problemă doar prin faptul că programând corect și studiile să fie obținute în domeniile economice necesare pentru Republica Moldova, noi în câțiva ani zile noi rezolvăm. Eu cred că timp de un mandat a președintelui, el o să demonstreze o creștere enormă. Chiar cu, spunem așa, cu guvernul care este împotriva candidaturii lui, deoarece acum părere rău s-a primit așa. Igor Dodon e împotriva la tot conducătorii statului. Asta nu înseamnă că împotriva populației, deoarece majoritatea populației într-adevăr îl susține pe dânsul și nu susține această guvernare. Asta e adevărul. Dar el singur, el e în stare cu echipa, evident, el e în stare să demonstreze o capacitate de muncă și să facă în așa fel ca guvernarea să ia calea corectă pentru dezvoltare mai departe în Moldova și să sisteze aceste furturi care sunt interminabile de acum. Am impresia că în Moldova asta nu știu de unde mai găsesc ei și să mai furi, tot să mai fură și să mai fură. Domnule Tarlev, piața de desfacere în Federația Rusă constituie una destul de importantă pentru Republica Moldova. Spuneți-ne, vă rog, din experiența pe care o aveți în calitate de prim-ministru, cât de ușor ea urmează să fie restabilită această relație și dacă în același context ea va soluționa problema exporturilor chiar de mere, alte produse agricole? În opinia mea, exportul mărfilor moldovenești este una din prioritățile majore ale statului nostru. Și una din problemele majore sau viziunile clare a viitorului președinte este inclusiv de a contribui la lichidarea barierelor pentru exportul mărfilor. Ce ține de piața de desfacere pentru produsele noastre de origine moldovenească, clar că primordial, prioritar este piața CSI, nemijlocit, inclusiv piața Federației Rusă. Fără o restabilire clară, o liberă circulație a mărfurilor, a capitalului, a serviciilor, a cetățenilor între Moldova și Federația Rusă este imposibil de a dezvolta economia țării de mai departe. Cât de dificil poate fi? În situația de astăzi poate fi destul de dificil. Este posibil,
dar dificil. În caz de va câștiga un președinte patriot clar, real, care își dorește acest lucru, dar real din acești doi candidați, doar numai Igor Dodon confirmă, promite și face acțiunile respective, va fi necesar voința lui, dar insuficient, va fi necesar de a analiza profund care sunt problemele și de a convinge Federația Rusă și trei, la această masă rotundă va fi necesar de a invita inclusiv și reprezentanța Uniunii Europene, luând în considerație acordurile cu Uniunea Europeană, de a găsi punct de tangentă. Dar sunt ferm convins că este această posibilitate și cheia rezolvării acestei probleme este la Chișinău. Da. Cu asta sunt de acord și vreau să menționez de ce este problema cu Federația Rusă. Numai de simplu considerent, noi nu suntem în stare la moment să garantăm că nu vom face reexport de produse din Uniunea Europeană sau din alte state în Federația Rusă. Noi avem acum un regim preferențiat de comerț cu Federația Rusă și cu Uniunea Europeană și s-au găsit la noi mulți deștepți care aduc marfă din Uniunea Europeană, îi schimbă la noi documentele și o prezintă Federația Rusă cum este, precum că este moldovenească. Anume aceasta și problema președintelui. Pe final, ne spune că mai avem o minută la dispoziție. Am o întrebare tranșantă, în special pentru domnul Tarlev. Domnul Tarlev, la ora actuală, Republica Moldova este controlată de oligarhi, așa cum se vorbește? Insist asupra faptului ceea ce începusem noi emisiunea. În opinia mea. Da, vă rog. Noțiunea de oligarh nu înseamnă rău. Da. Sunt oligarhi constructivi, sunt destructivi. Oligarhi sunt oameni, într-o bună parte, oameni bogați, care au structuri, însă nu toți sunt implicați destructiv în distrugerea statului, sunt în toată lumea. Însă la noi, aici, ea este ocupată puterea statului, puțin spus de oligarhi, de niște oameni care nu doresc binele țării, au la viziunea lor doar furturi, lichidarea instituțiilor statului, prihvatizarea lor și distrugerea Republicii Moldova. Deci astăzi să spui că este ocupată doar de o persoană, cum se vehiculează în presă, nu este corect, fiindcă nu numai ea una face. Face toate organele statului, majoritatea deputaților în Parlament, președintele țării, prim-ministru și mulți alții. Deci astăzi Republica Moldova este ocupată de o grupare de oameni care duce țara la sapă de lemn. Și nu numai la sapă de ce e fără de coadă, o duce la distrugerea țării. Domnule Bedenski, instituțiile statului, atunci când domnul Dodon va fi președinte a Republicii Moldova, vor ieși de sub partajarea politică? Evident. Primul lucru care îl propune domnul Dodon, asta este repartizarea funcțiilor după meritocrație, nu după apartenență politică, dar în dependență de capacitățile personale. Indiferent care viziuni politice tu le împărtășești, este necesar tu să fii specialist la locul tău și în timpul când îți faci obligațiunea în serviciu să nu te implici în politică. Asta e cerința de bază. Fă-ți politică acasă, ai ieșit după serviciu, după ori de lucru, poftim, cât vrei. În timpul lucrului tu ești specialist la locul tău. Asta domnule, e cerința de bază. Domnule Bedinski, eu țin să vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune și pentru explicațiile care le-ați oferit telespectatorilor. Sunt Vlad Madan, vă mulțumesc pentru atenția care ne-ați urmărit. O seară bună alături de Accent TV.